SIF Transilvania, unul din cele două SIF-uri care în această vară au trecut, sau în acest an mai degrabă, au trecut printr-o schimbare de management, o schimbare de management care a avut loc cu mult zgomot. Vechile conduceri s-au dat cu greu la o parte. La SIF 3 acest lucru a însemnat o reevaluare a atitudinii managementului față de investitori. Aici vedem cel mai mic discount față de VOAN pe care SIF 3 îl are față dintre toate cele 5 SIF-uri. Valoarea activului unitar net este de aproape 50 de bani. Prețul de piață este undeva la 33 de bani în acest moment. Veniturile au scăzut și ele, ca și în celelalte cazuri ale SIF-urilor, substanțial, 83% mai puțin pentru SIF 3, în timp ce profitul important din T3 2019 s-a transformat într-o pierdere de aproape 18 milioane.